Salutări tuturor, bine v-am regăsit din nou, oameni dragi și frumoși. Eu mă bucur ca de obicei că suntem din nou împreună și sper să vă bucurați și voi. Astăzi, dragilor, noi ne reîntâlnim așa cum o facem săptămânal, cu voie și e cu bucurie pentru o nouă citire, pentru o nouă ghidare, pentru intervalul de timp 16-22 decembrie. Și să vedem împreună ce ne-ar transmite, comunica Universul, ființele de lumină, ca noi să știm să înțelegem pentru săptămâna următoare, ca niște scurte predicții pentru noi toți aceia care vor vedea acest video. Și ne îndreptăm cu pași rapizi către sărbătorile de iarnă. În curând vom încheia și acest an 2019. Așa cum v-am spus și în clipulețile anterioare, este bine să ne onorăm, să închidem acest an cu voie și cu bucurie, pe o vibrație înaltă, indiferent cum a fost pentru noi, cu urcușuri, cu coborâșuri, să înțelegem că acele lecții ne-au fost necesare și fie că am vrut, că nu am vrut, Universul ne-a împins de la spate și ne-a ajutat în evoluția noastră, în transformarea noastră și suntem ceea ce suntem noi în prezent. Și pentru asta ar trebui să fim recunoscători, mulțumitori și dacă cumva nu ne place ceva în realitățile noastre, este momentul să schimbăm, întotdeauna putem să aducem schimbarea, pur și simplu în a ne schimba ceea ce facem noi zilnic, să gândim mai pozitiv, să ieșim din rutina zilnică, pentru că doar trebuie să vrem și cu siguranță dacă începem ceva să schimbăm la viețile noastre, cât de puțin ne putem schimba ușor-ușor destinul. Co-crea o nouă linie de destin. Doar trebuie să vrem asta, trebuie să ieșim din acea zonă de confort. Trebuie să ne dorim. Când îți dorești, cu siguranță și Universul vine în sprijinul nostru. Și să revenim la citirea noastră. Eu am extras deja mesajele pentru că am vrut așa să mă concentrez mai mult, să fac consacrarea în liniște, ca acele mesaje să vină pentru binele nostru mai înalt, pentru noi toți aceia care vom vedea acest video. Și am simțit să lucrez cu maestrii înălțați, cu Arhanghelul Mihail, ca fiind tema acestei săptămâni, pentru mesajele săptămânii cu mesaje de la Kylie Gray, Păstrătorii Lumine, și cu mesajul de la Arhanghel, pentru mesajul cu Arhanghelul săptămânii. Și să vedem ce ni s-a transmis, ce ar trebui noi să știm. Nici eu nu m-am uitat la mesaje și sunt foarte curios. Primul mesaj pe care îl voi lua este de la Arhanghelul Mihail și ne transmite în această săptămână să ne iertăm, nu am făcut nimic greșit, să nu mai purtăm așa după noi anumite griji, vechi sentimente, neiertări, anumite poveri energetice cărăm noi în această perioadă și este momentul să ne eliberăm, să ne deschidem așa sufletul spre vindecare, să ne dăm iertare. Probabil foarte mulți dintre noi ne facem așa un bilanț, cum este final de an, și privim acest an 2019 cu toate încercările acestui an, cu toate provocările și parcă avem așa o neîmplinire sufletească cu tot ce s-a realizat, nu s-a realizat, și este momentul așa să ne deschidem, să ne eliberăm, să ne iertăm, așa a fost să fie și mergem mai departe. Este momentul de a ne ierta, să nu mai cărăm după noi acele bagaje energetice, pur și simplu să ne deschidem sufletul, să nu intrăm în anul 2020 încărcați cu acele poveri după noi, da? Să vedem și maieștrii ce ne transmit. Vine mesajul de la Pallas Athena și ne transmite să ne îndepărtăm de dramă. Deci în această săptămână avem tendința să ne plângem, să ne victimizăm, să dramatizăm că lucrurile nu prea ies, suntem ceva mai agitați și este bine să nu dramatizăm, să încercăm să ne păstrăm calmul, echilibru, o vibrație cât mai înaltă. Pallas Athena este o membru a Consiliului Karmic și ne transmite: îndepărtează-te de dramă, tratează viața cu mai mult umor, nu lua toate lucrurile așa în serios. Să vedem îngerii, ființele de lumină, ce ne transmit pentru ghidarea săptămânii. Acesta este contextul general. Să vedem ce ni se transmite. Primul mesaj al săptămânii ni se transmite să ne ridicăm așa frecvența cu iubire și pace de la Fecioara Maria și ne transmite să lăsăm în urmă tot ceea ce nu ne folosește și să ne înconjurăm cu tot ce este corect, să ne înconjurăm cu pace și doar în acest timp se face vindecarea posibilă. Doar când suntem iubire și
armonie și pace. Când suntem pe o vibrație înaltă, pur și simplu noi ne vindecăm, ne eliberăm și de cele vechi sentimente, ne deschidem, ne ridicăm pe o vibrație înaltă și de acolo de sus vedem lucrurile puțin mai altfel. Nu suntem așa posomorâți, nu dramatizăm lucrurile. Trebuie să încercăm să fim iubire și armonie în această săptămână, pentru că situațiile sunt puțin mai agitate. Se resimte puțin mai mult stres în această săptămână. Provocarea săptămânii sau blocajul săptămânii vine de la Lord Ganesh și ne transmite infinită abundență. Dar atenție, acest mesaj a ieșit la provocarea săptămânii, deci nu vom avea parte de infinită abundență. A ieșit la provocarea săptămânii, sunt teste legate de bani. Probabil foarte mulți din cei care mă urmăriți întâmpinați în aceste, să spunem, în această perioadă probleme cu banii, parcă nu prea ajung banii, cumva vreți să întindeți, să acoperiți tot ce este necesar și universul ne trimite anumite teste legate de bani, să fim mai chipzuiți, să nu dăm așa banii pe prostii, să vedem ce ne este necesar pentru noi și este bine să punem ca și prioritar copiii să fie fericiți, să vedem ce ne este nou necesar în această săptămână, să încercăm așa să fim mai organizați, pentru că universul ne trimite teste legate de bani, da? Deci în această perioadă abundența se resimte așa și așa. Să vedem cum încheiem această săptămână, cum încheiem. Vine de la Arhanghelul Fate și ne transmite să trimitem binecuvântări în această lume, să ne înconjurăm cu pace, să ne liniștim. Pe final de săptămână ne vom mai liniști așa și să vedem care sunt persoanele din jurul nostru, să ne înconjurăm cu acele persoane de același calibru ca și noi. Pentru că, practic, în această perioadă, parcă începem să vedem lucrurile mult mai bine, realitatea noastră, să nu mai privim așa cum o făceam înainte cu ochelari așa roz. Să începem să vedem acele persoane care ne susțin cu adevărat, care ne iubesc cu adevărat, acele persoane care ne sabotează și ne transmite să trimitem lumină și iubire în această lume. Doar așa se poate vindeca, să trimitem binecuvântări și să ne liniștim. Deci este o perioadă mai agitată în această perioadă a anului și așa și este. Mă refer așa, toată planeta este mai agitată în această perioadă cu sărbătorile, cu încheierea anului și la muncă și oriunde. Lumea este ceva mai agitată, deci trebuie să încercăm în această săptămână să fim iubire și pace. Doar atunci când ne ridicăm deasupra tuturor problemelor și vom înțelege totul mai bine. Să vedem care ar fi și Arhanghelul săptămânii. Dragi Arhanghele de Lumina Divină, vă rog, ghidați-mă, inspirați-mă și trimiteți-ne nouă celor care vom vedea acest video acel mesaj de înțelepciune, de încurajare, ca noi să înțelegem, să știm, să auzim tot ceea ce avem nevoie. Ia să vedem cine vine și ne se transmite că încheiem ceva. De la Salt al Fond, cicluri planetare, închidem ceva, o etapă. Acest mesaj a mai ieșit cândva și ne se transmite că închidem ceva cu o karmă, cu o situație. Ceva se rezolvă în viețile noastre, închidem o anumită perioadă de viață, o etapă. Salt al Fond este foarte prezent în această perioadă, a ieșit și săptămâna trecută și el ne susține foarte mult. Este acel arhanghel care duce rugăciunile noastre la Dumnezeu Tatăl Ceresc. Vă reamintesc mesajele. Deci Arhanghelul Mihail ne transmite să nu mai cărăm după noi acele bagaje emoționale, să ne iertăm, să iertăm persoane, să nu mai cărăm neiertări sau să nu avem anumite stringuri cu anumite persoane, să intrăm pur și simplu liber în anul 2020, să începem o etapă așa mai ușor. Când ne eliberăm, când ne deschidem către această vindecare, pur și simplu ne cresc aripi și ne simțim așa liberi să mergem pe drumul nostru. Aceste bagaje emoționale, aceste neiertări, aceste neîmpliniri, neacceptări ne țin pe loc din drumul nostru. Să ne iertăm, să nu dramatizăm, tendința săptămânii ar fi să ne victimizăm, că nu-mi ies lucrurile, că mi se întâmplă numai mie. Și Fecioara Maria ne sprijină cu acest mesaj, fiți iubire și armonie, pace. Lăsați în urmă tot ceea ce nu vă folosește, înconjurați-vă doar cu ce este corect și bun pentru voi și doar așa se face vindecarea posibilă în acest timp. Când ești pace și armonie, provocarea săptămânii, blocajul săptămânii, abundență, infinită abundență, deci universul ne testează în legătură cu banii, cu cum gestionăm noi resursele.
și să, pe finalul săptămânii ne vom mai liniști și ni se transmite să fim lumină și să trimitem lumină în această lume. Doar așa putem să aducem o vindecare în această lume. Vindecarea pornește doar din interiorul nostru. Să trimitem acele gânduri de vindecare, de iubire în această lume și Saldalfon ne susține și ne se transmite că ceva se încheie în viețile noastre, încheiem o etapă, cicluri planetare, ceva se pune punct în viețile noastre, pur și simplu încheiem ceva. Și ceva se rezolvă, așa îmi vine în minte. Și vreau să vă anunț că pe data de 22, duminică, vom schimba și vibrațiile. Soarele intră sub semnul Capricornului, o zodie de pământ, este a 10-a zodie din horoscop și este o zodie așa care vrea mai multă simplitate, vrea mai multă siguranță, mai mult, să spunem, confort așa pentru viitor. O zodie care vrea să facă lucrurile așa cu pași mici, dar sigur. Cu toții ne dorim mai multă stabilitate și acest sezon al Capricornului asta dorește să ne învețe, să facem așa pași mici și să facem lucruri așa pe termen lung. Cam acestea au fost mesajele, dragilor, eu vă îmbrățișez cu mult drag și în această săptămână nu uitați să ne păstrăm calmul, să fim iubire și pace și doar așa ne ridicăm deasupra tuturor problemelor și vom înțelege totul mai bine, tot ceea ce ni se întâmplă. De acolo de sus vedem totul mult mai limpede, să nu fim așa prinși în tot matrixul acesta în care trăim așa cu toții. O săptămână binecuvântată tuturor și numai bine!